telefon pe domnii Ionel Dancă și o să-l stăm de vorbă și din tabăra domnului Câțu cu domnul Pavel Popescu. Bună seara, domnule Dancă! Bună seara! Domnule Dancă, e o complicație cu treaba aceasta, cu felul în care oamenii se adună pentru acest congres și vreau să vă întreb în primul rând vreau să vă întreb în legătură cu o suspiciune care planează și pe care eu o am. Credeți că e posibil ca domnul Câțu să rămâne premier, declanșându-se în baza acestei situații în care ne aflăm acum, pandemice, o stare de urgență și atunci lucrurile nu se mai pot schimba? Nu. Sunt convins că, din păcate, pentru Florin Câțu, drumul lui de 8 ani de guvernare liberală s-a încheiat. A greșit unitatea de timp. De fapt, au fost 8 luni de guvernare. În momentul de față, chiar dacă ar avea toată susținerea Partidului Național Liberal, el nu mai poate să fie prim-ministru al României. Este agățat în cui acolo la Palatul Victoria în continuare pentru a trece Congresul Partidului Național Liberal. Cu sprijinul PSD este păstrat în funcție, dar este o situație jenantă pentru Partidul Național Liberal și pentru el personal. Eu, în locul lui, nu înțeleg cum poate să accepte toată mascarada aceasta politică, pentru că am lucrat cu el, am avut o relație bună cu el ca ministru de finanțe, dar politica și mai ales vrei să conduci Partidul Național Liberal e cu totul altceva. Și păcat, pentru că distruge Partidul Național Liberal. Asta este supărarea noastră a celor mai mulți din Partidul Național Liberal, că se încăpățânează să continui acest joc politic împins nu știm de cine. Mă rog, există tot felul de explicații și din acest punct de vedere, dar împins înainte unde în față e de fapt un mare zid sau dacă nu chiar o prăpastie pentru Partidul Național Liberal. Trebuie să înțeleagă și Florin că nu mai merge așa. E prea mult, s-a ajuns prea departe. Dacă mai vrem să ne putem întoarce în fața oamenilor și să stăm de vorbă cu ei, trebuie să înțeleagă că nu. Această competiție și acest fel al lui de a păstra guvernarea cu orice preț, chiar și cu PSD pe masă, pe sub masă, este împotriva tot ceea ce am crezut noi, membrii Partidului Național Liberal, care am luptat 4 ani de zile în toate aceste campanii politice. Domnule Pavel Popescu, bună seara în primul rând. Ne auziți? Bună seara. Se mai bună poate seara. Așa? E o întrebare pe care vă pun ascultându-l pe domnul Dancă un pic mai devreme. Trebuie să vă menționez din start că dacă știam că mă voi întâlni cu un coleg aici în emisiunea dumneavoastră, n-aș fi intrat să dau un drept la replică. Credeam că voi comenta din poziția mea de membru al Partidului Național Liberal, dar totuși nu pot să dau un răspuns colegului meu pentru că nu-mi stă în fire să duc. Dar nu trebuie să dați un răspuns colegului dumneavoastră, domnul Pavel Popescu. E foarte simplu. Întrebarea mea e una foarte simplă. Nu știu ce vă pune în dificultate. E o întrebare simplă. Se mai poate continua așa? Faceți abstracție de domnul Dancă. Și-a spus dânsul punctul de vedere, punctul de vedere al tabelei Orban, avem punctul de vedere al tabelei Câțu. Se mai poate așa? Am pus o întrebare a mea, nu e o întrebare a domnului Dancă. Se mai poate așa? E puțin cam generală întrebarea. Se mai poate așa? Se mai poate așa pentru că sunteți într-o situație, cum adică nu vedem cu toți în ce situație ne aflăm? Suntem într-o situație critică cu acest guvern care depinde de PSD în momentul de față, altfel n-ar mai putea să existe. Aș vrea să faceți o diferențiere între situația politică internă și situația internă partidului și situația politică la nivel național, unde în momentul de față avem un partid care a ieșit practic de la guvernare prin decizie unilaterală, da? S-a aruncat în brațele altui partid AUR, da? Vorbim aici în speță de AUR, au făcut o alianță împotriva propriilor ministri, practic că și-au semnat o moțiune împotriva propriilor ministri și au provocat o astfel de criză guvernamentală. Desigur, e foarte simplu să, în cadrul unei lupte politice interne din PNL, ca un reprezentant al taberei Orban să vină cu acest narativ și anume faptul că Florin Câțu este responsabil pentru această criză,
Dar eu cred că după 25 septembrie lucrurile se vor tranșa atât în tabăra PNL, cât și la începutul octombrie în tabăra USR. Pentru că, deloc ipocrit, cred că aceste lucruri sunt totuși conectate, deși, am zis, intern, trebuie să le diferențiem. Mă pune situație încurcată, domnule Pavel Popescu, că vă simțeam un om așa care beneficiază de o ușoară logică. Cum veniți să-mi spuneți că se poate despărți situația din PNL, din cadrul PNL-ului, cu situația de la guvernare? Păi nu sunteți la guvernare, dacă PNL-ul e la guvernare, nu poate fi disociat. Nu, ceea ce v-am spus la început și am să reformulez, este că tratez distinct, eu am tratat distinct cele două situații și nu aș vrea să intru în narativul în care un coleg din tabăra Orban îl acuză pe premierul României că această situație politică este din cauza premierului României, care este, de fapt, premierul desemnat de PNL și susținut de PNL. Da, în ciuda aceea, în momentul de față mai e susținut doar de PNL, probabil și de cei de la UDMR. Adică e o încurcătură în care ne aflăm. În momentul de față, premierul este susținut de cei de la UDMR și de cei de la PNL. Da. Chestiunea cu susținerea premierului din partea PSD-ului. E suficient, domnul Pavel, vorbim de chestii concrete, adică oameni serioși. E suficient? Dacă e suficient, vom afla în momentul în care moțiunea va fi dezbătută. Știți cine spune așa? Haideți să vă spun cine spune așa, că eu, prin natura meseriei, urmăresc evenimentele. Domnul Ciolacu spunea așa în momentul când propunea un premier. Și toată lumea venea și spunea, domnule, propuneți un premier, dar n-aveți majoritate. Și venea domnul Ciolacu și spunea, păi majoritatea se probează la vot în Parlament. Și acum vă upă dumneavoastră cu același discurs. Eu vă spun același lucru pe care îl spunea și domnul Ciolacu. Domnule, n-aveți majoritate. Acum, cu tot respectul, eu sunt un politician tânăr care crede că la moment dat vom ajunge în România la maturitatea necesară de a nu ne înjura noi, între politicieni, cu privire la absolut tot ceea ce spune un lider de partid sau un coleg din adversar politic. Adică, iertați-mă, eu am spus la un moment dat, acum câteva săptămâni, că, în opinia mea, buletin ar trebui să fie înlocuit cuvântul gen înapoi cu sex. Și am fost acuzat că sunt membru aur, că am spus ceea ce a spus aurul. Iertați-mă, este o opinie rațională pe care o susțin în continuare și chiar dacă aurul vine cu același raționament, foarte bine, bravo lor. Dar vedeți, e foarte simplu să arunci orice frază pe care o spune un politician rațională, de altfel, în brațele unui narativ, cum că și adversarul politic care a fost atât de blamat pe bună dreptate, că PSD-ul a ținut România în întunecime pentru mulți ani. Deci nu pot să contez că Ciolacu nu poate să spună și lucruri raționale. De altfel, de ce n-am recunoaște acest lucru? Că un politician, fie el din orice partid, poate să spună lucruri raționale. Acum, repet, situația în Partidul Național Liberal este foarte simplă. Au avut loc alegeri democratice în toate filialele. Filialele sunt conduse de birouri politice și de comitete directoare. Da? În cadrul acestor birouri politice și în cadrul comitetelor s-au luat voturi pe moțiuni. În mod democratic, toată lumea s-a exprimat. Apoi s-au votat niște liste pentru congresul din 25. Pe baza acelor liste votate, repet, de aceste consilii și de aceste birouri politice votate în mod democratic, vom avea un număr de delegați la congres care au susținut până în aceste zile o anumită moțiune și vor vota o anumită moțiune la congres. Da, aici este o discuție, domnule Pavel Popescu, și mă duc către domnul Dan, că eu văd o discuție în legătură cu cei care vor fi votanții, mă rog, delegații la acest congres. Se pune problema unei selecții foarte severe care se face și văd că îl avem și pe domnul Guran, Virgil Guran, care amenință cu un protest, cum că sunt foarte mulți membri ai PNL importanți, primari, care sunt blocați în a veni să voteze. Da, eu vreau și eu să fac precizarea că nu am fost informat că voi avea o discuție cu un alt coleg din Partidul Național Liberal și cu atât mai puțin cu colegul care a fost ales la filiala Sector 4, așa cum bine știm, în condiții total, să spunem, discutabile și inacceptabile de-a dreptul. Adică dacă mi-ați fi spus că voi intra în discuție cu un coleg care
a bruscat președintele partidului pe treptele din Modrogan la alegerea lui ca președinte și modul în care a fost ales președinte, cu siguranță aș fi refuzat invitația, nu pentru gesturile pe care le-a făcut, ci pentru caracterul unor colegi, și iar colegul de discuție este un exemplu din acest punct de vedere, pentru că am asistat, și o spun acum direct și n-am nicio reținere, am asistat la nenumărate întâlniri și discuții în care colegul meu venea la domnul președinte Ludovic Orban și cu mâna pe inimă îi spunea: Ludovic, sunt cu tine până la capăt, niciodată nu te voi trăda. Și președintele îi spunea de multe ori: dar de ce trebuie să-mi spui lucrurile astea? Uite, sunt alți colegi care nu spun lucrurile astea și eu știu că sunt cu mine. Așa încât, haide să vorbim despre lucrurile adevărate și să nu mai dacă o să-mi permit, prezentăm așa o retorică politică de politicieni maturi, în condițiile în care mulți dintre cei din echipa de susținători a lui Florin Câțu nu au demonstrat nimic în politică, din păcate, și distrug Partidul Național Liberal. De aceea sunt foarte supărat, așa cum sunt mulți membri ai Partidului Național Liberal. Revenind la întrebarea dumneavoastră legată de delegați, chiar colegul de discuție a exclus din lista de delegați un consilier general al municipiului București. Cum poți să excluzi din lista de delegați un ales local în București, în condițiile în care știm bine, nu avem foarte mulți aleși locali în București, noi Partidul Național Liberal, pentru că se știa opțiunea lui pentru Ludovic Orban. La fel se întâmplă și la Buzău. Am fost ieri, m-am întâlnit cu o doamnă care era dintr-o comună, a luat 28% la europarlamentare, 24% la locale, 26% la locale, 24% la parlamentare, în județul Buzău, un rezultat foarte bun, mult peste media pe care a obținut-o filiala pe județul Buzău. Și ce credeți? Pentru că s-a exprimat în favoarea domnului președinte Ludovic Orban, nu e pe lista de delegați. La Galați, consilierii municipali, nu e niciun consilier municipal al Partidului Național Liberal pe lista de delegați la Congres. Aleși locale, adică oameni care au voturi în spate, voturi din partea oamenilor, nu voturi aduse cu... Deci se face o triere, domnule Dancă, la acest congres, cine sunt cei care vor vota, cine sunt delegații, domnule Pavel Popescu? Dar oricât vor încerca ei, să știți un lucru, că oricât vor încerca ei, arată o disperare, pentru că ei știu că baza partidului este cu Ludovic Orban și este împotriva acestei echipe care ne-a dus în acest punct de criză pentru Partidul Național Liberal și pentru guvernarea pe care am promis-o României. E o disperare. Știți că au de gând să reducă și numărul de delegați la Congres. Am stabilit un număr de delegați de 5.000 la Congres. De ce credeți că o fac? Nu găsesc destui câțiști, stimați domni, pentru ei. Deci chiar și în condițiile acestea nu găsesc. Și atunci soluția este să reducă numărul de delegați, pentru că chiar și așa, controlând numărul de delegați, numele delegaților, listele de delegați la Congres, ei tot nu sunt siguri de victoria lor. Sunt disperați pentru că partidul, și vă spun sincer, pentru că am umblat în această competiție internă, așa cum am fost și la celelalte campanii electorale în toată țara, în lung și în lat, alături de Ludovic Orban. Deci, să nu se joace cu Partidul Național Liberal. Deci, există o limită în toate și limita aceasta a fost depășită. Să nu se joace cu munca membrilor Partidului Național Liberal. Domnule Pavel Popescu, ceea ce spune Virgil Guran, că vor veni unii cu primarii în fața guvernului, vă spun, și noi de la Vrancea și de la Dâmbovița și de la Brașov și de la Argeș, să știți, vom ajunge în situația în care primarii Partidului Național Liberal și de la Iași și din alte județe vor veni în fața guvernului condus de un prim-ministru liberal. Vă dați seama unde am ajuns?
E o situație sideranță, domnule Pavel Popescu. Da. Am văzut o explicație a noastră pentru felul în care sunt triați cei care vor vota la Congres. Da, în primul rând aș vrea să-mi dați, dacă se poate, un întreb la replică. Sigur. Cei care mă cunosc pe mine știu că mă caracterizează. N-aș spune că sunt un tip, cum să spun, impecabil, cum pretind alte partide politice, dar mă caracterizează o doză mare de onestitate comparativ cu alți colegi. Nu voi contesta absolut niciodată întâlnirile pe care le-am avut cu Ludovic Orban sau nu voi contesta, n-aș putea vreodată. Aș fi un ipocrit și un mincinos. Da. Să spun că nu i-am recunoscut, probabil câteodată am și exagerat, dar ținând cont de vârsta pe care o am, da, mă atașez foarte mult de modele politice, că nu i-am recunoscut sau nu-i recunosc vreodată calitățile de politician extrem de abil al lui Ludovic Orban. Nu e probabil unul dintre cei mai experți. Dar v-ați răzgândit între timp. Am înțeles. V-ați răzgândit. Permiteți-mi să-mi termin fraza. Da? Vă rog. Ceea ce vreau să spună domnul Dancă și narativul acesta pe care îl împinge este unul greșit și fals. Pe de altă parte, pot să vă spun că Florin Câțu nu era niciodată în această cursă, adică nu era înscris în cursa pentru șefia PNL, nu se știa că va candida. Da? Și am fost singurul președinte PNL care a luat un vot de abținere pe candidatura lui Ludovic Orban pentru Asta spuneam. Da, să ajungem la subiect, aici am încurcat. Da, aici e foarte important. M-am răzgândit din câteva motive foarte clare. Eu am fost învățat de altfel de domnul Ludovic Orban și de la el am preluat acest exemplu, să spun întotdeauna ceea ce cred. Și am spus președintelui Ludovic Orban și atunci când era premier niște chestiuni foarte clare și sunt unii colegi care din conducerea partidului care au apreciat acest lucru și nu pot contesta acest lucru și aduc aminte pe niște subiecte destul de sensibile. Eu am deranjat în acest lucru. Domnul Pavel Popescu, iertați-mă, am întrebat altceva. Da. E foarte important să înțelegem cum se vor tria până la urmă votanții la Congres. Aici e subiectul. Înțeleg totuși dinamica opiniei noastre, dar asta e. Reiterez ceea ce vă spun. Ia spune. Ceea ce v-am spus. Indiferent de amenințările pe care le aduc unii colegi, în special prin vocea președintelui pe care le-am văzut în ultimele zile, da, în cadrul filialelor, listele de delegați se stabilesc prin voturile birourilor politice, da, și a comitetelor directoare județene, într-un mod democratic. Domnul Dancă, asta e argumentul. Într-adevăr, are 61. Așa este. Acum, chestiunea de meritocrație și nemeritocrație, chestiunea de meritocrație fără doar și poate trebuie să existe acolo. Dar întrebarea este foarte simplă. Și matematic vorbind, suntem într-o competiție internă, reiterez, competiție. Da. Ludovic Orban versus Florin Câțu. În condițiile în care un președinte de filială, cum sunt eu, de exemplu, da, sau colega de la sectorul 2 sau colegul de la sectorul 6, dispune de un birou politic care îmbrățișează majoritar și votează, cum s-a întâmplat afară, cu 35 la 4, da? Cu 31 la 4, Florin Câțu versus Ludovic Orban, moțiunea. Nu e absolut rațional să poată să voteze o listă de delegați favorabili. Iată o întrebare. Așa este. Votate. Adică favorabil. Este o chestiune. Asta e întrebarea. Domnul Dancă, vă rog. Domnul Buzeanu, lăsați-l să termine, că spune un lucru foarte interesant. Da. Deci cum adică președintele filialei alege lista de delegați în funcție de votul favorabil pentru un candidat? Adică mărturisiți, domnul stimate coleg, spuneți public așa faceți? Votul este secret. Statutul spune că nu poate fi dat un mandat imperativ niciunui delegat la Congres. Deci dumneavoastră recunoașteți public că Doamne ferește, în funcție de votul favorabil pentru un candidat. N-ați înțeles nuanța. Păi nu, dar mai ascultați odată ceea ce a spus, stimate coleg. Iar la dumneavoastră în sectorul 4, nu dumneavoastră decideți lista. Dumneavoastră ați fost ales președinte, sau mai bine spus, decis să fiți președinte de un grup interlop, stimate colegi. Acolo Mototole a decis lista și aș vrea să nu mai
Domnule, susținere Bancă, pentru un candidat sau altul, în condițiile în care ați ajuns președinte la o filială cu votul unui grup de interlopi. Domnule Dancă, din respect față de Partidul Național Liberal, în care am ajuns cu mult înaintea dumneavoastră, vă aduceți aminte că dumneavoastră a venit de la Turul, dacă nu mă înșel, mult după ce am venit eu. Spuneți niște prostii, din ceea ce nu mă miră, dar nu doresc o polemică cu un om lipsit de caracter din Partidul Național Liberal, iar dumneavoastră trebuie imaginea oamenilor lipsiți de caracter din Partidul Național Liberal și eu știu toți membrii Partidului Național Liberal. Dumneavoastră l-ați bruscat pe președintele Partidului Național Liberal pe scena de la sectorul 4, dumneavoastră ați făcut poza de la Cluj în care ați dorit să-l umiliți pe președintele Partidului Național Liberal singur în sală după ce ați urcat toți pe scenă, așa încât dumneavoastră sunteți imaginea oamenilor lipsiți de caracter din echipa susținătorilor domnului Cîțu, și cu aceasta am încheiat dialogul cu dumneavoastră. Da. Bun. Dacă îmi permiteți să dau... Vă rog, o întreb la replică și atât, pentru că... Este o aberație. Niciodată nu mi-a trecut prin cap sau nu a existat vreo situație în care președintele Ludovic Orban să fie bruscat de mine, Doamne ferește, de vreun membru de-a nostru. Acea poveste inventată de domnul Dancă și mai câțiva colegi din filiale este o poveste unde nu există vreun filmuleț, vreo poză în care Ludovic Orban ar fi atins, Doamne ferește, de cineva din acea companie de securitate, repet, care a fost prezentă la toate la mai multe sectoare, la alegerile de pe București, unul la mână. Și al doilea lucru pe care vreau să-l reiterez este că chestiunea aceasta cu sectorul 4 și cu presiunea care s-a pus din punct de vedere mediatic se va pune în următoarele zile. Este o chestiune atât de complicată internă, da. PNL, cât și externă PNL-ului. Sunt niște jocuri politice de culise pe care domnul președinte Ludovic Orban le cunoaște foarte bine, că a avut o apetență, ca să spun așa, o afinitate față de ceea ce înseamnă sectorul 4, cât și domnul Dancă le cunoaște, cât și colegii noștri, dar spre deosebire de domnul Dancă, eu sunt un politician care voi decide ca până la capăt, indiferent de lupta politică pe care o avem, unele lucruri să rămână în interiorul partidului, că așa e mai bine. Eu zic că în această situație așa e mai bine pentru echipa lui, știți? Și o să le țin cu riscul că voi duce eu această pată de onoare a Partidului Național. Da, duceți liberal. Această situație. Prefer să-i protejez și pe colegii mei. Super. Care ne înjură astăzi în spațiu. Domnule Pavel Popescu, mulțumesc pentru intervenție. Domnule Dancă, de asemenea, mulțumesc pentru intervenție. Urmărim felul în care sunt angrenați cei care vor participa la acest congres, că se pune această problemă. Cine sunt cei care vor vota? Sigur.